Micuții au fost curioși să vadă unde se fac emisiunile, cum sunt realizate știrile și ce înseamnă să fii om de televiziune. Chiar dacă au vârstă destul de fragedă, cei mici s-au adaptat repede și au încercat să intre în pielea jurnaliștilor. Ideea de a veni cu cei mici în vizită îi aparține psihoterapeutului Mirela Ustucă. Fiecare a venit într-o perioadă diferită. Noi am deschis din luna februarie, sunt copii care au venit chiar din luna februarie-martie, dar sunt copii care au venit chiar din luna sfârșitul lunii iunie, când a venit vacanța. Această idee mi-a venit deoarece lucrez cu copiii de mulți ani, îmi plac foarte mult copii și atunci am zis că ar fi frumos să fac și ceva în Slatina pentru copii. În cadrul serviciului educațional, activitățile sunt dintre cele mai variate. Avem activități diferite în funcție de vârsta lor, în funcție de preferințe. Ne bazăm pe activități Montessori, activități pentru dezvoltarea limbajului, învățăm litere, cifre, chiar și activități de dezvoltare socioemoțională. Ateliere în care învățăm cum să ne comportăm atunci când ne confruntăm cu o situație, dacă un copil ne ia o jucărie sau bune maniere. Activitățile desfășurate în această vacanță nu s-au încheiat încă. Psihoterapeutul care se ocupă de cei mici mai are în vedere și alte programe educative.